O, Doamne, Tată, în aceste locuri așa de minunate, care sunt corona creației tale, că Tu le-ai creat, glorie ție, vin înaintea Ta, și te laud, te ador, te slăvesc și îți mulțumesc, că Tu ai creat aceste locuri, aceste locuri în care se vorbesc despre zei și despre minciuni. O, Doamne, vin să spun adevărul că Tu ești singurul Dumnezeu, că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, că Tu ești creatorul Universului, că Tu ai creat toate aceste locuri, Doamne, prin puterea și înțelepciunea Ta, glorie ție, că Tu ții toate aceste lucruri prin puterea și înțelepciunea Ta. De aceea vin înaintea Ta, o Doamne, și mijlocesc, o Doamne, și te rog, o Doamne, fie milă de noi, pământenii, de noi care suntem corona creațiunii tale. Fie-ți milă, Doamne, de toți oamenii nemântuiți din lumea aceasta și păi să înțeleagă, Doamne, că au nevoie de Tine, au nevoie de mântuire și de viață veșnică, Doamne. Mijlocesc, Doamne, pentru poporul român. Fie-ți milă de poporul român și ajută să se abată de la căile lui rele, să caute fața Ta. O, Doamne, să se smerească, să se roage și tămădește țara așa de mântuirea și trezirea care Tu o poți aduce în România și poporul român. O, Doamne, și pentru că sunt în Grecia, Doamne, și sunt la muntele Olimp, o, Doamne, Tu, Creatorul Universului, te rog, o, Doamne, fie-ți milă, Doamne, și de Grecia și de poporul grec. Și ajută, Doamne, Grecia și poporul grec, o, Doamne, să se întoarcă, Doamne, de la mitologii și de la minciuni, de la formalism religios și la închinare, o, Doamne, la icoane și la lucruri pe care Tu le urăști și pentru care închinătorii la idol vor ajunge în iazul de foc, să se întoarcă la Tine, Dumnezeu cel viu și adevărat, să se întoarcă de la tradițiile și obiceiurile lor, să se întoarcă la Tine, izvorul apelor vii, să primească mântuirea și viața veșnică. Și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat prin aceasta. Fie-ți milă, Doamne, de oamenii nemântuiți din lumea întreagă și păi să înțeleagă că au nevoie de Tine, au nevoie de mântuire, de viață veșnică și numai Tu le-o poți da. O, Doamne, pentru aceasta binecuvântă-ți bisericile, slujitorii, misionarii, evangheliștii, organizațiile misionare și evanghelistice din lumea întreagă, pe toți cei care se ridică în numele Tău și vestesc cuvântul Tău, umple de Duhul Tău Sfânt, echipează-i, Doamne, cu toate darele Duhului Sfânt, ca să-i facă folositor Ție și lucrării Tale, dă-le putere din puterea Ta de a Te sluji, de a Te vesti, de a Te mărturisi, o Doamne, și în această zi, o Doamne, în care Duhul Tău Sfânt s-a pogorât, o Doamne, la Rusalii, peste biserica primară, peste ucenici, pogoară-te Tu, o Doamne, o Duh prea Sfânt, umple slujitorii, lucrătorii, bisericile de Duhul Tău Sfânt, echipează slujitorii Tăi cu toate darurile Duhului Tău Sfânt care se facă folositor Ție și lucrării Tale și folosește Tu după voia și puterea Ta și dă putere robilor Tăi și dă putere Evangheliei, Doamne, în lumea întreagă, Doamne, și ajută, Doamne, cât mai multe suflete nemântuite, Doamne, să fie cercetate de Tine, să se împace cu Tine, să primească mântuirea și viața veșnică. Și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat în aceasta. Aleluia! Amin.